Vă rog să lăsăm, pe domnul Florin Câțu să-și prezinte proiectul de moțiune. Bună ziua, stimați colegi liberali! Cei care strigați demisia știți că înseamnă să vă dați jos propriul guvern, da? Deci, numai Dragnea făcea asta. Câte emoție! Frumos! Deci Partidul Național Liberal este viu și asta trebuie să vadă toți românii. Democrație! Vă salut pe toți, dragi colegi liberali. O campanie lungă și dificilă, nu-i așa? Așa e. Dar eu vă spun că nu regret nimic din această campanie, pentru că în această campanie am văzut România, am văzut ce au nevoie românii și vă spun că au nevoie de liberalism. Eu sper că nu așa arată disperarea, dragi colegi. Am mers în toată țara pentru că am vrut să cunosc toate problemele cu care se confruntă comunitățile locale. Dar și dumneavoastră personal, colegi liberali. Probleme pentru care ani de zile ați primit doar promisiuni. Vă mulțumesc pentru modul în care m-ați primit în familia dumneavoastră și promit că nu o să vă dezamăgesc. Să fac mai mult decât vorbesc, așa cum v-am obișnuit până acum. Am rugămintea, domnul prim-ministru, am rugămintea către toți susținătorii mei. Încă o dată, domnul Florin Câțu își prezintă moțiunea. Am rugămintea către toți susținătorii mei să stea liniștiți, să lase să-și prezinte moțiunea. Noi suntem pozitiv. Rugămintea mea încă o dată către toți susținătorii mei, lăsați-l pe Florin Câțu să-și prezinte moțiunea. Domnul președinte, nu am nevoie de susținere, pot să susțin moțiunea și în uralele tuturor românilor. Este ok. Eu pot să susțin moțiunea. Do your worst. Eu știu că nu am fost perfect în această campanie, dar am învățat din fiecare greșeală. Sunt mândru că eu, doar eu, am reușit să am o campanie pozitivă și optimistă. Doar echipa câștigătoare a avut o campanie pozitivă și optimistă. Indiferent de cât m-au atacat ceilalți. Și știți de ce am avut o campanie optimistă? Pentru că am avut încredere în voi, toți colegii mei liberali. Știu că astăzi veți face alegerea corectă. Iar acum am ajuns aici la momentul adevărului. Momentul în care alegem liberalismul autentic. Momentul în care PNL dă o lecție democrație tuturor partidelor politice din România, dar și românilor. Colegi liberali, eu sunt Florin. Omul care nu a intrat de mult în politică, dar a muncit mult și fără compromisuri ca să ajungă aici. Și pentru asta vă mulțumesc vouă. Fără voi, dragi colegi liberali, cele 40 de filiale care ați votat moțiunea România Liberală, nu aș fi putut să candidez astăzi pentru această funcție de președinte al Partidului Național Liberal. Încrederea voastră mă responsabilizează. Am pornit puțin la acest drum, dar mă uit astăzi în sală și uitați-vă cât am ajuns. Vă spun cu emoție că toți sunteți echipa mea!
Și indiferent cu cine voți vota astăzi, vă mulțumesc că ați venit aici. Dar recunosc, sper să conving mai mulți dintre noastre până la momentul votului să mă votați. Pentru că eu sunt un om de echipă și vreau să lucrez cu voi toți, să construim, să facem PNL cel mai mare partid politic din România. Și astăzi să știți că nu mă votați doar pe mine. Votați un nou mod de a face politică. Votați o echipă. Și vă aștept cu toții în echipa mea. Vă garantez că atât timp cât voi fi președinte al Partidului Național Liberal, deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins și mă voi bate pentru Partidul Național Liberal așa cum nu au știut, nu au vrut sau nu au putut alții să o facă. Vă vreau alături de mine în această bătălie care nu e doar a Partidului Național Liberal, ci și a României. Voi lupta pentru refacerea coaliției de guvernare, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie îngenunchiat. Noi suntem liberali și trebuie să ne purtăm ca atare. Eu sunt un liberal convins și în orice poziție am fost, mi-am făcut bine treaba. Am început spălând vase în Statele Unite ca să mă întrețin în facultate și am ajuns să fac parte din echipe de conducere în bănci naționale sau în sectorul privat. Pentru că am muncit și nu am făcut compromisuri. Respect munca și cred în spiritul antreprenorial al românilor. Și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Sunt astăzi aici pentru că respect principiile liberale în politică, dar și în viața personală. Și nu fac compromisuri. Pentru mine, și sunt sigur că pentru dumneavoastră, proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorii sunt eroi. Și mai este ceva foarte important pentru mine. Sărăcia trebuie eradicată din România și vă garantez că doar noi, liberalii, avem soluția. Se numește România Liberală! Eu nu vă voi propune niciodată să facem din PNL o copie a PSD. Niciodată! Noi suntem Partidul Național Liberal! Eu nu doresc ca PNL să fie mare prin mesaje populiste sau prin migrație politică. Vom face ca Partidul Național Liberal să fie cel mai mare partid din România, pentru că vom convinge pe români că liberalismul este soluția. Vreau să fiți mândri că sunteți liberali. Și vreau să mai spun ceva și să fiți foarte atenți. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votați PSD. Niciodată! Cum aș putea, când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal? Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice, așa că trasez o linie foarte clară. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. Și iarăși vreau să fiți foarte atenți. Pe mine nu o să mă vedeți niciodată în ipostaza de a forța o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea! Aceste lucruri le vedeți la PSD, nu la liberali. Vă spun foarte clar. Nu facem compromisuri, ne dezicem de orice are legătură cu PSD, iar colegii care nu au înțeles asta până acum, înseamnă că nu cunosc valorile liberale.
iar locul lor este în opoziție. Și vă mai promit ceva. Niciodată, dar niciodată, nu o să pun în pericol parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Cei care fac acest lucru sunt ipocriți. Au uitat că suntem la guvernare cu premier liberal, pentru că Partidul Național Liberal are un parteneriat puternic cu președintele Klaus Iohannis. Acest parteneriat este garantul continuității guvernării liberale până în 2024. Și vă spun foarte clar, parteneriatul meu cu președintele Iohannis este unul onest, indiferent de provocările pe care am avut, PNL, mulțumesc, și Klaus Iohannis împreună reprezintă soluția pentru România. Dragi colegi liberali, suntem o echipă. Toți construim, nu distrugem. Nu ne sabotăm propriul guvern. Și o să vă spun unde ducem PNL în următorii ani, chiar și după 2024. Ce înseamnă guvernare liberală? Proprietatea privată este sacră de neatins. Cetățeanul pe picior de egalitate cu statul în toate relațiile sale, inclusiv cele fiscale. Informatizarea și digitalizarea întregului aparat public. Eliminarea tuturor barierelor din economie. Încurajarea inițiativei private. Antreprenorul este un erou al economiei, nu un infractor. Eu sper că cei care mă întrerupeți sunteți de acord totuși cu aceste lucruri. Sau nu sunteți de acord cu antreprenorii că sunt eroi în economie? Spuneți aici astăzi. Românii nu mai trebuie cumpărați. Trebuie să știe că în România liberală toți pornesc cu șanse egale. Doar economia liberală generează resurse pentru a susține cu bani mulți sănătatea și educația, constant. Și vom susține în continuare sănătatea și învățământul, rămân priorități ale acestei guvernări. Cele 8 luni de... Mai fac apel încă o dată către este susținătorii okay, mei. Este okay, vă rog, lăsați candidatul să-și prezinte moțiunea. Dacă vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă nu vă ascund nici pe dumneavoastră, în cele 8 luni de când sunt prim-ministru, am făcut tot ce am promis și am găsit soluții la toate problemele care au apărut în această perioadă dificilă. Când am văzut că la Ministerul Sănătății nu mergeau lucrurile, am luat o decizie și s-au îmbunătățit. Când am văzut că la finanțe nu mergeau lucrurile, am luat o decizie, s-au îmbunătățit lucrurile. Când am văzut că un ministru care a avut un mandat lamentabil a refuzat să-și ducă la îndeplinire atribuțiile, am luat măsuri. Pentru că guvernarea este despre decizii, dragi colegi, în interesul românilor, nu despre șantaj politic. S-au găsit doar scuze. Acum nu este momentul pentru reforma X sau pentru reforma Y. Acum nu este momentul pentru acest program, pentru că nu vor partenerii de coaliție care au un alt obiectiv, unul personal, nu pentru români. Noi, liberalii, și eu ca prim-ministru, am susținut toate inițiativele colegilor noștri. Toate. Reciproca nu a fost valabilă. Și a trebuit să spun, ajunge! Suntem liberali. Până aici. Și da, recunosc, sunt un politician atipic, eu nu mint. Eu le spun românilor adevărul, chiar dacă acest adevăr are costuri politice pentru mine. Am fost acuzat, în special de PSD, dar mai nou și de foștii colegi de coaliție, alături de unii colegi din Partidul Național Liberal, de multe lucruri. Că prăbușesc economia, că nu finanțez sănătatea, educația, apărarea, că nu avem vaccin, că avem prea mult vaccin, prea puțin vaccin, că nu avem restricții, sau că închidem economia. De fiecare dată am demonstrat contrariul. Am făcut ce am promis și am făcut bine. Și nu o spun eu, o spun cifrele oficiale.
Am fost acuzat că anul acesta nu vom aproba PNRR-ul. Luni aprobăm PNRR, la finalul anului avem primii bani pentru investiții. Am fost acuzat că nu mă interesează dezvoltarea românilor, dar am aprobat PNI pentru români, indiferent care au fost riscurile pentru mine. Dragi colegi liberali, aceste alegeri nu sunt despre mine sau despre Ludovic Orban. Sunt despre viitorul Partidului Național Liberal pe scena politică, acum și după 2024, când vom avea 4 rânduri de alegeri împotriva PSD. Iar eu sunt cel mai mare inamic al PSD. Sunt singurul care poate asigura victoria PNL în 2024. Ludovic Orban a avut un rol important pentru partid, îl apreciez pentru lucrurile bune, așa cum l-am taxat de fie gata pentru lucrurile proaste. Acum PNL trebuie să facă o alegere care să ducă partidul la alt nivel. Nu este o luptă personală, este o luptă pentru a imprima un traiect nou pentru partidul nostru. Eu știu că și contracandidatul meu conștientizează acest lucru, dar refuză să o accepte pentru că în joc este cariera sa politică și funcția de președinte al PNL. Să fii liberal. Să fii liberal, astăzi, mai mult ca oricând, înseamnă să faci lucruri bune pentru români. O invocare repetată a înaintașilor noștri, pe care cu toții îi respectăm, nu ajunge. Pentru că important este ca fiecare primar, consilier, președinte ECG, prefect, să facă lucruri în așa fel încât să facem viața mai bună românilor. De asta ne-au acordat încredere lor prin vot. Fapte, nu vorbe, colegi liberali. Asta vor românii de la noi. Și astăzi, dragi colegi liberali, vă cer să votați omul faptelor. Eu vă spun sincer că acest congres va face mai puternici. Puternici pentru că guvernăm o țară și o facem bine. Puternici pentru că am gestionat bine criza de sănătate. România a fost o țară verde până acum. Nu am închis economia și nu vom închide. Iar eu vă spun atât când eu voi președinte al Partidului Național Liberal, nu vom închide modurile, nu vom închide afacerile și nici piețele. Atât când eu voi președinte, nu vom închide economia. Puternici pentru că indiferent ce se întâmplă în această campanie, de mâine suntem un partid unit. Și suntem puternici pentru că eu nu am să renunț niciodată la principiile mele liberale, indiferent de presiunea la care sunt supus. Doar împreună putem să-i convingem pe români că soluția este România liberală. Stimați colegi liberali, eu sunt Florin și sper că v-am convins pe toți să veniți în echipa mea, iar în următorii 8 ani de zile să construim împreună România liberală. Avem multă treabă, vă mulțumesc!